este suficient să se scrie numai despre lucruri abstracte. Deși și astea sunt necesare. Desigur, e frumos să auzi o poezie bună de dragoste, dar nu e suficient asta. Avem nevoie și de poezii sociale și de poezii revoluționare. Și cred că și femeile ar dori să asculte și asemenea poezii și scriitorii și poeții noștri trebuie să înțeleagă aceste lucruri. Astăzi vorbim despre Nicolae Ceaușescu, poetul. O să vă mirați, dar Nicolae Ceaușescu a scris cel puțin o poezie. Atât se cunoaște, pentru că istoricul Lavinia Betea a descoperit o singură poezie care a rămas într-un carnețel, scris cu cerneală de două culori, chiar de mâna lui Nicolae Ceaușescu. Nu este suficient să se scrie numai despre lucruri abstracte. Deși și astea sunt necesare. Desigur, e frumos să auzi o poezie bună de dragoste, dar nu e suficient asta. Avem nevoie și de poezii sociale și de poezii revoluționare. Și cred că și femeile ar dori să asculte și asemenea poezii și scriitorii și poeții noștri trebuie să înțeleagă aceste lucruri. Scrisă într-un stil decent, deși semnele de punctuație lipsesc cu desăvârșire, are rimă împerecheată și sună cam așa. De vrei să fii nemuritor, poete, scrie pentru țară, vers simplu, dar cutezător, în el mândria de popor tresară. Scrie de daci și de romani, de munți, de râuri și câmpii, de muncitori și de țărani, de cântecul voios de ciocârlii. Scrie de ce ni-i drag, de ce iubim, de ești poet și de partid să scrii, prin el în țară libera străim, scrie cât mai frumos, așa cum știi. Să scrii că noi muncim din greu, că totul nu e așa cum vrem, dar mergem înainte tot mereu, noi făurim uniți tot ce avem. În tricolor avem simbol de plin, albastru cer cu stele și senin, galben din holdele bogate aurii, roșu ca sângele vărsat în bătălii. Aceasta este poezia scrisă de Nicolae Ceaușescu pentru țară. Doresc să exprim cele mai calde mulțumiri Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului pentru scrisoarea și urările pe care mi le-a adresat cu prilejul aniversării zilei mele de naștere. Aniversarea zilei mele de naștere coincide cu împlinirea a peste 4 decenii de activitate în rândul mișcării revoluționare ale Partidului Comunist Român. Nu aș putea să nu amintesc în aceste momente faptul că am avut marea fericire ca încă din perioada ilegalității să lucrez nemijlocit alături de tovarășul meu de viață, care a constituit pentru mine un înalt exemplu de dârzenie și dăruire totală în lupta revoluționară, de nestrămutată încredere în victoria cauzei drepte
a clasei muncitoare a partidului nostru.